7 migranți aduși de poliția de frontieră la centrul de carantină de la Direcția de Tabere Școlare din Drobeta Turnu Severin au fugit în cursul zilei de ieri și nu au mai fost găsiți nici până în acest moment. Conform unor surse din interiorul instituției, aceștia ar fi fost lăsați nesupravegheați de oamenii legii și au reușit să iasă pe acoperișul adăpostului. Nu este pentru prima dată când migranții plasați în centrele de carantină din județ dispar chiar de sub nasul oamenilor legii. 7 migranți care au fost aduși de polițiști de frontieră la Direcția de Tabere Școlare au reușit să fugă și nici în acest moment nu au fost prinși. Se pare că aceștia au fost lăsați nesupravegheați și au reușit să fugă pe acoperiș. Se pare că cei 7 cetățeni străini au fost lăsați nesupravegheați, moment în care au ieșit pe acoperișul adăpostului și au reușit să fugă, făcându-se nevăzuți. Este centrul de agrement Drobeta, care în momentul de față, conform legii carantinării din decembrie 2020, este declarat ca și locație de carantină prin lege în Drobeta Turnu Severin. Câți migranți au venit aici? Au fost vreo 6 serii, cred că în jur de 130-140 de migranți pe total. Ce presupune această cazare la dumneavoastră? Păi, aici sunt cazați, au hrană asigurată 3 mese pe zi. Migranții erau monitorizați și păziți de polițiștii de frontieră care ar fi trebuit să se asigure că cei 7 nu părăsesc centrul de carantinare. În același timp, centrul era păzit și de polițiștii locali. În conformitate cu prevederile legii 136/2020, poliția locală asigură măsurile de ordine și liniște publică în spațiile special desemnate de către autorități pentru carantinare. Astfel, urmarea adresei înaintate de către CJCCI Mehedinți, instituției noastre, începând cu data de 10 aprilie 2021, poliția locală asigură măsurile de ordine și liniște publică în centrul de carantinare Tabere Școlare, unde sunt carantinați migranții depistați de către poliția de frontieră. Ca să dea de urma migranților, oamenii legii cer sprijinul populației. Ei au îndemnat pe cei care văd persoane de origine străină să sune de urgență la poliție. Nu este prima dată când migranții descoperiți de polițiștii de frontieră reușesc să fugă din centrele de carantină de pe raza municipiului, chiar de sub nasul celor care ar fi trebuit să îi păzească.